Premierul Florin Câțu anunță că va propune ca funcțiile de conducere în administrația publică să fie pe mandat de cel mult 6 ani. Prim-ministrul va discuta în cadrul coaliției de guvernare și despre posibilitatea ca funcționarii să treacă la alt departament prin rotație după 2 mandate. Aceasta este soluția pentru un sistem public cu funcționari performanți, spune premierul. Trebuie să ne uităm și să intrăm în interiorul acestei legi a salarizării unitare. Și acolo, bineînțeles, vor fi mai multe lucruri care se vor modifica. Voi propune luni în coaliție ca în administrația publică, locală și centrală, anumite funcții de conducere, cum ar fi director general, secretar general, secretar general adjunct, să fie pe mandat. Mandat de maxim 6 ani, la 3 ani de zile cu reînnoire mandatului, cu evaluare, exact cum se întâmplă în toate țările dezvoltate. În administrația publică. Trebuie să fie reconfirmat, etc. Trebuie să începem să avem o administrație publică responsabilă. Mai mult, aș dori să facem și rotație. După 2 mandate, trebuie să te muți în alt departament. Deci, lucrurile trebuie să se miște în această direcție. Trebuie să avem un aparat public, un aparat de funcționari public, pentru că despre asta este vorba. Un aparat de funcționari publici performanți.